Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Părinte, în satul nostru mai sunt mește? Cine duce tradiția mai departe? Iarăși, în satul nostru nu sunt mește. Satul nostru e un sat nou. Tradițiile rămase în satele vechi, de acolo de unde au venit părinții voștri. Părinții au venit la mai aproape de oraș să fie la servici, pe voi să vă ducă la școală. Dar acolo în sat au rămas tradițiile. Și noi am putea, în jurul bisericii, să le readucem înapoi, să le reînviem. Rarăș, de cât timp ești în Dubrava? 4 ani, părinte. Păi sunt. Bătrânii sunt departe, tradiții au rămas acolo în sate, dar aici noi, în curte, încercăm să ridicăm o biserică. Am putea, în jurul bisericii, să aducem în satul nostru nou și meșteșugurile. Doar voi să vreți să învățați acele meșteșuguri care au rămas undeva departe în urmă. Începem? Totul de așa, de mâine. Păi de așa era. Cel mai important lucru este să știți să țineți bine dărțile. Adică să nu fii niciodată îndreptat cu tăieșul spre voi. Vă puteți accidenta. Tot timpul tanta tăieșul în față, nu spre voi. O dată așa, o dată așa. Ia, mai mult vesit pe mine să scurtez. Învață-ta aia, nu m-ați adus în lumea din pădure și te învață să cuprezi. Thank you.
așa. Gală! Prima dată dăm coajă jos. Cum tăiem lemnul cu bețe ca să facem scânduri? Acum trebuie să o jelăiem ca să putem sculpta. Dăm viață scândurii, să o așezăm acolo la o casă, fie frumoasă. Acum facem model ca să putem sculpta. Thank you.